Aoleu, Cosmine, mâncați a sufletul. Ia ia ta și mă. Uite la fața lui Aron. N-am văzut. Uite-te acum. Se pare că și-a să uită un pic. Și acum când ai venit. Nu? Dar cred că și eu. Nu-mi vă bine pe anul, dacă e așa. Și acum nu mai vorbiți, nu mai pupați, nu mai nimic? Păi ea zice că și-a blocat sentimentele și... Nu, are... Zice că are nevoie de timp. Crezi că ar fi ceva înspre Cosmin? Și după toate aceste evenimente, Alina ar vrea să afle următoarele demersuri ale lui Cosmin în raport cu fata care îi place. Și uite, de exemplu, dacă tu intra într-o relație cu fata care îți place, da? Și ar fi votată ea să iasă afară în următoarea săptămână. Mă gândeam deja. Și ce-i faci? Ce e de făcut? Ai aștepta aici să ce sau a ieșit? Nu e de asta, nu știu, dar nu pleacă. Ai auzit ce înseamnă aceea soartă? Gen dacă ar fi? Nu, cred. Ăsta sunt blestemat să moară, păi plec numai așa. Te-a întrebat strict ce faci tu. Strict, nu știu, nu da, ca idee așa, nu știu dacă... Nu știu, nu știu. Dar nu pleacă, punct, legea atracției. Simți tu așa... Așa foc? Parcă e ceva, nu știu. Să leagă cu tot ce... Că la început eu am fost ultimul, da? Prezent în sâmbătă. Atunci a fost faza cu ne ferim tare. Fix de atunci, da? În cuplu. Când am intrat eu și mama zăpăcea cu ea. Știu. Știi? Și la fel nici n-am observat vreodată dacă s-ar fi uitat cineva, pentru că eram cu Andrei. Și nu mă interesa nici ce faci tu, nici ce faci ceva, nici că nu mai sunt cu Andrei. Că dacă ar nu zicea, a, dacă nu făcea chestia aia în seara aia, nu băga nimeni în seamă nimic. Nu crezi? Eu nu mai băga în seamă lumea nici că am luat-o în brațe, nici că am pupat-o, nici că... Da. Cred că da. 100%. Nu, da, că toată lumea, uite acolo, uite acolo, du-te acolo, du-te păi acolo. Păi nu, du-te acolo, că nu mi-a zis nimeni, du-te acolo. Nu, dar gen că te, tot te întreabă, tot te... Oricum și dacă, și bun, și mâine zic și asta. Nu toată lumea sare în cap. Dar de ce să-ți sară lumea în cap până la urmă? Dar oricum nu mă interesează, ca da, să idee. Vin eu la tine, de exemplu, să-ți sară în cap, că ce? Că-ți place de o fată? Bă, dar tu nu vorbi încet, că oricum te auzi. Eu nu te aud, dar tu vorbești cu mine. Păi vorbesc încet să n-audă perne. Că ți induce ție în cap nu. Că s-ar putea să fie ceva între voi. Nu, că eu în seara aia n-am luat așa, nu știu. Adică tu în seara asta ai luat-o pe bune? Nu. Nu, aia. Ai, ok, să întreb și așa mă bine, mă. Îl pui pe el după aia într-o prostoră proastă, și dacă e bine, și dacă e rău, și dacă oricum ar fi. Care toată lumea? Mă, te pun într-o prostoră proastă? Nu. Tu ce vrei? La femeia asta e curioasă, dar nu te întreabă și ce... Banan de la de grupă de sânge ai. Tu că înainte ai luat pe cineva, mă. Lasă-l ce sunt bătă înainte. De acum încolo mai bine treabă, de viitor. Cosmin, o să te întreb direct. Ție ți-e teamă să-i mărturisești Alexandrei sentimentele tale pentru că ți-ar putea sări lumea în cap? Simți ceva pentru Alexandra? Dacă vrei să-mi spui. Dacă nu vrei să-mi spui, iarăși. Da, e clar că numele din capul meu Alexandra este... Dar am tot evitat răspunsul și când m-a întrebat Aron, pentru că e ciudată toată situația, dar nici în mine nu mai pot ține așa, nu știu. Când ți-ai dat seama? Sâmbătă seara, tocmai cum vorbeam și cu... Deci, practic, Aron n-a văzut el așa din neant, adică a avut un motiv să fie gelos. Probabil. Probabil, dar cum vorbeam și cu Alina, cât am fost cu Andreea, nu am... N-ai avut ochi, să vezi. N-am avut ochi, exact, exact. Și probabil după, nu știu care factorul sau care... Da, da, știi, cumva trebuie să iei taurul de coarne, adică poate ar fi trebuit să vorbești și cu Aron și să-i spui, mă, uite, asta e, simt asta, ce să fac? Da, dar știam că au o relație și nu am vrut nici să, nu știu, să... Ai vrut să fii un gentleman. Și să... Niciodată nu o să reușești să mulțumești pe toată lumea. Sunt sigur de asta, știu. Și lumea va vorbi indiferent de... Și dacă nu faci nimic. Bun. Lăsăm lucrurile aici și atât. Ah, îți mai spun doar atât. Și în plicul meu tot numele Alexandra știu, era. Știu. În plicul virtual.
nu, că am, pentru toată lumea, ca să știe, la Capricii am vorbit cu el. M-am avut un mic pariu, așa. Da, și am spus că aș putea să fac pariu și să pun un nume într-un plic și dacă l-aș deschide. Bun, mergem mai departe.